Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vă arăt cum îl puteți bate pe Daniel Băiatu Fulture, că tot s-a făcut update la joc acum ceva timp și n-am știut că nu m-a mai interesat când am terminat jocul. Mă uit și la nou update să văd ce s-a mai adăugat. M-am plimbat un pic off camera și sper că până mi se termin, până termin eu de filmat acest videoclip, să mi se răcească și mie supa asta cu tăiței. Mulțumesc mult că mi-ați urat poftă bună. La 100 de like-uri, review supă instant de vită de la Maggi. Maggi, sponsorizați-mă. Bun. Bine, recunosc, eu nu vă mint. Dacă sunteți noi pe canal, mă numesc Ovidiu666, dar cred că ați observat asta. A făcut Codrin Mim review și a zis că urmează să posteze un nou episod din GTA Bazooka, episodul 4. Așa că profit și eu de faptul că o să caute lumea iarăși GTA Bazooka. Ăsta este outfit-ul lui Codrin. I-am pus medalionul cu Assassin's Creed, geaca asta cu pantera și tricou cu Motorhead, căciulă bazooka, ochelari de soare, niște blugi negri și bocanci ăștia extrem de urâți. Câteva update-uri am văzut și eu, nu o să stau să caut toate update-urile și am găsit o chestie aici în setări. Mod configuration și avem aici o chestie, și fiți antenă. Dacă dăm la modification, cars handicapate. Și dacă dau aici, enable priority, nu știu, nu mă bag aici să umblu, cars e la fel. Modification, ia și dacă dă ce mi-arată. Stai că pe asta am dat, ăsta e refresh. Neighbor logging, nu știu cum funcționează, astea nu mă bag. Pentru cei curioși de scripturi, modul e făcut cu Cleo. Da, cred că v-ați dat seama dacă sunteți pasionați de moduri. Hai să mergem cu băbăveziul ăsta la Daniel Băiatu Fulture, dar să vă arăt câteva chestii noi, câteva easter egg-uri. Ia, ce e acolo în depărtare? Ia să văd. Stați un pic, ia ce scrie acolo în depărtare. Nu mai merg până acolo, că e departe. Aia nu sunt noi alea. Bazooka Air zboară, știți, zboară în așa. Programări zboruri, accidente aviatice, câteva, dar multe. Pentru, na, cei pasionați de easter egg-uri. Nu știu de unde e asta, cred că e făcută de ei așa. Aici avem restaurantul lui Flo și din ăla cu Ede și Edi, din episodul acela. Balegă ieftină, nu știu din care episod o fi. Mănânceați mormâine, mâncare nu prea ca la mătă acasă. Negustorul de armuri și chestia care te duce acolo pe Mapunu. Cred că Mapunu se cheamă, de pe Metin. Clinica Sins, femeia voastră e în mâini bune. Deci toată lumea să înțeleg că împărțim aceeași femeie, dacă e femeia voastră, o femeie la mai mulți. Și kilot second hand, putea prețuri ieftine. Ăsta e un slogan chiar bun. Și mai asta, fermier ca o nevastă, din episodul cu Johnny Bravo. Episodul cu Johnny Bravo, că a fost un fel de crossover episod de la original. Au apărut și cei din Scooby-Doo la Johnny Bravo. Hai să vă arăt și unde este un afiș cu ceva nou. Tot ce vedeți pe aici, easter egg-uri și astea erau. Nu m-am uitat prin Los Venturas, că acolo tot așa multe reclame sunt pe străzile alea și acolo s-or fi adăugat chestii. Aici avem un club care se numește, ghiciți cum se numește, Laboratorul lui Dildău. O denumire foarte bună pentru un club. Băi, și când mă uitam Satana Cartoons când erau mic, ce v-a plăcut mai mult? Satana Cartoons sau roboții? Care vi s-au părut mai buni? Bă, roboții erau mai munciți. Că na, trebuie să faci animația aia. Nu e mare brânză o animație 2D, dar na. Sau Satana Cartoons, mie mi s-a părut mult mai amuzant Satana Cartoons, că aveau niște glume acolo, nu le înțelegeam când eram mic, când am crescut le-am mai înțeles. Mișto mai erau și alea de la Zappi cu Viața cu Ezio, alea mi-au mai plăcut mult. Aici sunt curse de câini, sau de câini? Da, curse de câini văd. Așa, hai să vă arăt ce reclame s-au mai adăugat, că am mai găsit vreo două reclame pe aici, pe lângă... Unde e acolo mare și frumos scris bazooka în loc de Vinewood. Niște boloși, dacă e atacat teritoriul, cartierul, asta e, îmi pare rău, Mega Mirage. Mi-a rămas din pluma aia lui Codrin cu Mega Mirage. Hamburgerul de aur și îl găsim pe Scărlătescu acolo. Horny Shop cu câinele Simcer, care... Bă, pentru cei pasionați de câini, vedeți că o să vină un episod cu top 10 rase de câini pe criterii proprii. Ziceți și mie, ăsta, câinele ăsta Simcer, e Akita sau Shiba? De care câine e?
că nu pot să-mi dau seama. Asta nu știu dacă e nouă cu... A, uite asta. Deci asta cu lasă-te fumat, asta parcă era. Dar asta e nouă. Șef Codrinel, sunați acum 074-888-8888. Mâncare de calitate. Dacă așa zice șeful Codrinel, pe partea asta, copilul albastru și urât. Mai avem aici... Asta nu e nouă, asta e veche. Abar n-am. Aici văd că mai avem una bucată afiș cu Wanted Daniel Băiatul Vulture, Laboratorul Dildău și sunt handicapați rău șoferii ăștia, pleacă dracu de aici, așa. Du-te în beteșic. Și am mai văzut eu ceva chiar în colț aici. Chestia asta chiar îmi place. Gaspar, Băiatul Ulcer, în curând pe Prost TV. Mi-au plăcut mult chestiile. Ah, uite încă ceva. Colgate. Acum puteți folosi pasta Colgate pe post de lubrifiant. Ah, da, a zis odată chestia asta. Colgate, da, mi-amintesc. Uite-l mă și pe ăsta din Vice City. Formația din Vice City, Countdown Vinyl. Astea din Back cu mine așa, ceasurile astea cred că erau. O gagică acolo era și asta. Reclame la Jumbo. Nu prea văd multe chestii așa multe noi. A fost un update destul de micuț, dar în total ce ține așa de download-ul ăla pentru Bazooka are cam 845 de mega parcă, deci e ceva. Dacă vreți să vă faceți update la joc, pur și simplu îl mai instalați odată, luați arhiva și o puneți din nou acolo și dați pe YesOl ca să rescrie fișierele care sunt duplicate acolo după numele lor. Hai să o tulim de aici. Faza e că e a doua oară când filmez clipul că mi s-a deconectat microfonul, așa că sper că nu mi s-a deconectat iarăși. Că-mi dau singur un cap în gură. Ok, cred că mai în dreapta... Da, pe aici. Vă duc la Daniel Băiatul Vulture să vă arăt cum îl bateți. Eu am farmat bani pe live-uri, în felul ăsta am făcut o misiune, două m-am dus iar, l-am bătut, am salvat, am mai făcut o misiune, l-am bătut iarăși și așa am strâns o grămăjoară destul de mare de bănuți. Și cred că prima la dreapta trebuie să fac. Da, aici și ea. Hai. Băi, dacă o să facă cineva... Oricum, încă n-am, nu știu dacă vine întâi clipul ăsta și după ce mai urmează să postez, dar aș vrea ca dacă îmi face careva un mod pe GTA, fie San Andreas, fie GTA 3, mie puteți să modat GTA 3, că îmi place foarte mult GTA 3 și știu că e mai ușor de modat. Aș vrea să băgați o mașină pe acolo să fie Ford Fiesta în două uși. Cine m-a urmărit pe live-uri știe de ce. Acum hai să vă arăt cum îl putem bate pe Daniel Băiatul Vulture. Sper că este aici prima la stânga. Trecem de gâr la aceasta și am ajuns. Hop. Da, facem și PMVZ accident. Nu, Opel accident. Și aici și-l găsim pe Daniel Băiatul Vulture. Stați că mă dau mai departe ca să vă explic ceva. Ideea asta în felul următor. Mulțumesc celor care mi-au explicat pe live. Întâi am văzut că a postat parcă Claudiu Florea cum l-a bugui pe Daniel Băiatul Vulture în apă. Dar nu-i nevoie. Pur și simplu, când iese ăsta, fie îl buguiți undeva pe acolo, adică unde am tras eu îl bugui să rămână blocat alergând acolo, fie dacă el scapă, cum a scăpat acum, intrați voi și nu vă prinde. Acum că am tras eu m-a auzit. O să apară caținul ăsta de căcat, stați că vine acum. Hai că n-a venit caținul, e bine. Și mă pun aici frumos și l-aștept să vină, dar trebuie să stau aici ca să nu intre. Gata, perfect. Bă, da, urât. Bă, Aristotel, îmi place New York. Ce pula mea e neregulă cu tine și ok? Și l-am prins aici pe Daniel Băiatul Vulture. Și pur și simplu, orice armă ați avea, tot ce trebuie să faceți e să-i trageți la cap. Cam două încărcătoare de M4, adică maxim 100 de gloanțe trebuie să-l omorâți. Tu mai crezi încă ce la TV? Vedeți, nici două încărcătoare de M4 ca să-l bateți. Dacă n-ați ajuns să aveți M4, ceea ce e posibil, că nu oricine s-a jucat într-un weekend, hai maxim o săptămână tot jocul, puteți folosi orice armă, atât că trebuie să-i dați mai multe gloanțe. BMW-ul ăla e cam accidentat,
Vă dă 80.000 de lei, deci puteți să-l omorâți de câte ori vreți. Așa pe hartă nu știu ce s-a mai adăugat pe aici. Ce aș putea să zic că este nou în joc, vă zic acum. Înainte nu era hamburgerul de aur peste tot, era doar ăsta de aici, unde s-a dus și Roberto, a.k.a. OG Log, sau Jeffrey. Dar acum o băga peste tot hamburgerul de aur. Sculurile astea nu le-am completat, nu sunt obligatorii. Am făcut misiunile la zero, le-am făcut deși nu sunt obligatorii. Și mai asta, All-in Casino. Casino. Nu pot să fac casinoul All-in, sper că se cheamă All-in după albumul Echo. Nu pot să fac, deoarece și pentru că trebuie să te sui într-un avion. Avionul ăla e cel din surprize, surprize. Hai că vă duc la el acum, că e aproape. E aici. Mergem cu ATV, o să vă arăt. Bine mă că-mi bagă Kiros. E mișto că au băgat chestia asta, în loc să ai doar un punct, ai radarul ăsta frumos pe unde să te duci. Bine, nu este cel mai acurat, uneori în loc să scadă, crește distanța, nu înțeleg de ce. Vedeți, acum crește, scade, cam ciudat radarul ăsta. Bine, e radar pentru un joc din 2004, ce pretenții vreți să aveți. 2004 a fost lansat, nu știu pe ce tip, pe PS2 sau pe PC, chiar că pe PS2 întâi. Vă dați seama că dezvoltarea lui a început prin 2003-2002. Că l-o fi luat să-l facă, nu știu. Apropo, ați auzit că e un zvon că ar vrea ăștia să facă, ăștia de la Rockstar ar vrea să remasterizeze astea vechile GTA-uri și să facă și un remake? Bă, dacă ar face la GTA 3 remake, ar fi genial. Ar putea să facă... Dacă... Așa, se mai buguiește radio-ul ăsta uneori. Dar văd că e publicitate acum. Ar fi mișto să facă remake la GTA 3, că și așa, poate la GTA 6 o să fie Vice City-ul, cred. Era mișto dacă băgau, să zicem, toate cele 3 orașe. Făcea o hartă custom cu Liberty City în GTA 4, Vice City-ul. Am văzut un video pe YouTube cu o hartă custom, dar era mișto așa. Să fie Los Santos-ul cât ăla din GTA 5 cu zonele alea de câmp și ăsta Chiliadu. Să facă un fel de San Fierro și un Los Venturas de mărimea lui Vice City. Liberty City oricum e mare. Teoretic New York e un oraș mai mare decât Los Angeles, acum depinde cum ar face ăștia hărțile. Hai că a cântat un pic și Codrin. Deci cum spuneam, ideea e că avionul acesta este funcțional la cazinoul ăla și n-ai cum să te sui în el. Cum stă... Nu pot să mă pun pe că? Aici pot? Asta e cam camera, pot. Ideea stă felul următor. Avionul cum de este pregătit să zboare și are trenul de aterizare pus, roata aia acolo, este în sus. Și deși ajungi la ușă, chit că ușa este mai sus, că na, are roțile alea, ajungi la ea, dar pe șfâ nu poți te sui. Nu știu de ce, e buguit avionul, habar n-am. Poate o să rezolve o zi problema asta, să remodeze avionul. Ar fi interesant. Sunt multe alte chestii ce pot fi adăugate. Mă gândeam să fac un episod pentru fiecare easter egg, dar eu am făcut o prostie. N-am făcut salvările, să zici că am salvat toată la 5 misiuni. Câte are jocul așa? New game, load, are 1, 2, 3, cu 3, 6, cu 2, 8, 8 salvări și să zici că făceam o salvare la 10 misiuni. N-am făcut chestia asta, nătângul de mine, puteam să fac asta și rejucam jocul până la easter egg-ul respectiv, ca să fac un clip cu toate easter egg-urile. Așa să fac un clip în care doar vorbesc, n-am niciun chef, da. Și cam asta e treaba și cu avionul de la casino, este bugoi și nu pot face misiunea asta. Așa de completat îmi zice cât ar fi. Pe stamina, astea nu le-am crescut, nici capacitatea, frumusețe, asta e nouă băgată. Money, deci ăștia proprietăți, autoriper, ok cât am cheltuit. Weapons, ia, silence and pistol, pull, glock, gangster, deagle, pur. Shotgun, gangster, ok. Crime, zice câți oameni am omorât. Ganguri, territory under control. 35.85%, ca să vorbesc full English. Achievement-urile aici, progress with Kitty, progress with Millie. Nu zice și de Maricel, uite aici cu Maricel am 33%. Misiunile trecute 94%. Total ok așa. Minsk custom. Ah, vehicule, safe house,
zile făcute, da, niciodată nu m-a interesat de statistica asta în joc. Bun, sper că nu mi s-a mai deconectat microfonul. ATV-ul a fugit în partea A, nu, e altul, în partea asta. Și parcă plutește ceva în apă sau e doar o piatră? Cred că e doar o piatră și se handicapa, dar mă duc acum să văd. Ia dăm cu acesta. Hai dăm cu acest Bazooka Records. Cred că e doar moțul unei pietre. Au. E moțul pietrei, da. Știi ce ar putea să mai adauge la radio? Uite, este aici un Star Trek Radio Talk Radio. E, cum este radio, ar putea să facă un post de radio în loc de ăsta al jocului, să fie un fel de, nu știu, să se cheme discuții cu priză. Na, să fac un post de radio cu discuții cu priză și să bage acolo secvențe când au fost Codrin și Eco la priză. Chiar și Sesu. Din discuțiile cu Eco, Codrin și Sesu. Ar fi ceva să facă un post de radio pentru priză, că și așa priză, săracul, cu pandemia nu prea mai putut face discuții. Chiar îmi pare rău că uneori o duce mai nasol ca mine, oamenii pe live și... Asta e, n-am mai avut așa de mulți invitați, chestia e că i-a și chemat pe toți. Oricum, ar fi drăguț să bagi un post de radio pentru podcasturi, pentru discuții cu priză și dacă mai aveți idei de modificare ale jocului, facem o petiție online să o trimitem lui Uzi, dacă e posibil ce zicem noi. Vă aștept în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce ar trebui să mai fie adăugat în joc, ce chestii ați găsit și voi și nu le-am arătat nici pe live-uri, nici acum, și cam cât v-a luat să terminați jocul. Eu sper că v-a plăcut videoclipul și v-a fost util cum să-l bateți pe Daniel Băiatul Vulture. Dacă vreți să vă descărcați jocul, aveți link către site, către blog, în tutorialul care e pe canal. Intrați pe canal și derulați un pic mai jos sau intrați la playlist-ul cu tutoriale. E acolo videoclipul în care v-am arătat cum se descarcă jocul. Cam asta a fost și pentru clipul de azi. Ne vom auzi cu bine data viitoare și cred că mi s-a răcit și mie supa. Urați-mi poftă bună în comentarii, că altfel nu o să mai mâncați sarmale în viața voastră, că vin și vi le fur în fiecare seară. Ciao les tuturor!